Bună seara! Avem ora 7 și 5 minute, ora la care de regulă vă invităm să discutăm, să vă aducem pe o undă verde de gândire critică și analitică, să vă punem în temă cu ce se discută în Partidul Verde, la care am aderat și eu de o vreme și iată am primit însărcinarea să-i scot în față, să-i aduc în fața dumneavoastră pe membrii simpatizanți, lideri ai Partidului Verde. Azi de nou cu Silviu, secretar general, dar și cu Alex, care a mai vorbit și săptămâna trecută, dar și cu Raimond, care pentru prima dată e în discuția noastră. Îi salut pe toți trei și îi provoc să începem cu bancuri, cu glume sau abordăm tema știrilor false și a diversiunilor care circulă pe internet. Unii azi cu pretextul de 1 aprilie difuzează minciuni spunând că a fost o glumă. Dar efectul știrilor false se pare că a fost demonstrat ultima vreme chiar la scară globală, în țări mai dezvoltate și mai îndepărtate de Rusie, de Uniunea Sovietică. Se pare că știrile false au influențat și votul în referendumul Brexit și în alegerile prezidențiale din Statele Unite. Cât de importantă e problema știrilor false, vă întreb pe rând, dar puteți să vorbiți toți odată. Nu, tu ne-ai întrebat pe toți odată, dar putem să vorbim pe rând. Așa. Ca să facem o glumă. Ok. Deci știrile false ne afectează, nu ne afectează. Primiți și voi în fiecare zi mesaje cu efectul miraculos al dangătului de clopot și care omoară toți microbii și bacteriile sau asta e cea mai puțin periculoasă știre falsă? Absolut că primim în fiecare zi știri false. Noi trebuie să avem capacitatea să discernem între adevăr și minciună sau dezinformare, să spun așa. Și astea sunt foarte periculoase pentru un sistem de democrație în care noi ne pretindem că trăim. Da? Pe dincolo, prin alte țări care au alte sisteme totalitare, nu există astfel de știri false. Acolo sunt toate spăvilite, sunt, să zic așa, gestionate de către autoritățile statelor totalitare, să zic așa. Păi și la noi cât încredere să avem în știrile care vin de la guvern, din conferințele astea, comitetului de stare de criză? Cât încredere să avem când ne spun adevărul ce se întâmplă în spitalul de la Suceava sau ce se întâmplă în spitalul universitar de aici, din Buricul Capitalei? În opinia mea, dacă te uiți la televizor la un singur post de televiziune, vei afla niște știri unidirecționale, că unii sunt mai buni decât ceilalți și atât. Dacă însă știi și ai capacitatea să faci o analiză, să poți discerne între spusele unora și ale altora, să poți să analizezi argumente și contraargumente, atunci probabil că ai posibilitatea să ajungi la un adevăr, să afli de fapt care este situația reală. Dumneata, câte site-uri consulți, câte posturi de televiziune privești, câte canale radio asculți în mașină? În mașină, în principiu, ascult canale radio, programe radio care mă relaxează, fiind la volan și necitind documente și altele, mai am nevoie și de altceva, de muzică, de melodie, de știri diverse. Asta e dacă o formă de escapism, de evitare a manipulării. Dacă totuși vrei să te informezi în ajun de alegeri, de exemplu, ai un post preferat sau te uiți totuși la mai multe, asculți mai multe? Vorbesc despre postul preferat la televizor. Acum este, vă și arăt, dar l-am dat încet, este Digi24, emisiunea lui Stelian Muscalu, da? Despre business. Uh-huh. Sunt informații deștepte, sunt oameni deștepți pe acest post și avem ceva de învățat. Mai ascult și Realitatea, foarte puțin Antena 3, ascult și B1 TV, dar cu preponderență Digi24. Deci ăsta e secretul, chiar dacă ai un post preferat, verifici informația aceea și la alte surse ca să nu te trezești cumva dus de nas, pentru că de regulă toate au început așa, chiar toate instituțiile de propagandă. Au dat adevăruri până la 10. La 11 au spus o minciună și după aia au continuat cu adevăruri ca omul să nu se prindă. Și de pe timpul lui Goebbels sau chiar și din antichitate, minciuna așa funcționează, bine ambalată,
în informații parcă adevărate. Da, există, după părerea mea, există două tipuri de minciună. Una care este direcționată, are un scop anume, și alta e o minciună prostească. Aia care este direcționată să ne îndemne, să ne dirigeze, să luăm anumite decizii, aia, părerea mea, că e mai periculoasă decât cealaltă care este efectiv din prostie, din neștiință. Îl las pe Silviu, care ridică două degete. Deocamdată Alexandru Antoniu ne comentează și zice până și Digi24 s-a corupt, nu-i dați credit nelimitat. Deci, chiar dacă avem un canal preferat, să fim sceptici la ce ne spune și să verificăm. Da, Silviu? Vreau să spun că suntem într-o lume a comunicării din ce în ce mai extinsă și mai intensă. Există internet, televiziune, toată lumea are acces la internet chiar de pe telefon. Deci comunicarea la acest moment se poate face pe aceste canale care sunt accesibile oricui. Ce vreau să spun? Vorbim de știri. Într-adevăr, există o abundență de fake news, cum se spune în engleză fake news, care s-a început de câtva timp în urmă și conceptul de fake news a devenit public și cumva s-a enunțat prima dată. Fake news este practicat și în televiziune, și în presa scrisă, și pe internet. Și în general, fake news-ul are două aspecte. Odată este să dau pentru cancan, fake news de cancan, adică ca să aibă audiență, să crească audiența, să spun minciuni, dar sunt și fake news-uri pentru manipulare, practicate chiar de anumite state. Vedem, Rusia a fost chiar acuzată de Statele Unite de practicare de fake news. Chiar a existat în Congresul American o comisie care a investigat fake news-ul pe care l-a practicat Rusia pe timpul campaniei electorale, când Trump se spune că a fost ajutat într-un fel de Putin și de Rusia prin campania pe care a dus-o pe Facebook și pe Instagram în favoarea lui Trump, dând știri false. De fapt, Rusia are și un canal care se cheamă Russia Today, e un canal de televiziune, dar canalul ăsta, coleg, cred că știi foarte bine, cred că 80% din știri sunt contrafăcute, adică degeaba de o știre, să zicem, adevărată, dacă strecori acolo 10%, ce înseamnă că ai denaturat toată știrea. Deci e o practică de fake news acum, care o fac statele, o fac posturi de televiziune. În România, să și știe, avem niște canale de televiziune, Antena 3, Realitatea, România TV, care s-au dovedit că mare parte din informațiile pe care le dau, de fapt, sunt false sau au puțin adevăr și restul minciună. Și nu mai știi să mai deosebești minciuna de adevăr în știrile lor. Și e mult mai grav, pentru că neștiind e adevărat, nu e fals. Dacă știi de la început că e fals, e o chestie. Dacă îți amestecă lucrurile, e și mai grav. Acest sens, iar chestia asta cu știrile în România a capturat o parte din electorat de ani de zile, de ani bun de zile, PSD-ul și PNL-ul, depinde de televiziunile care sunt aservite, la care partii sunt aservite, ele lucrează efectiv pentru aceste partii. O mare parte, de exemplu, Antena 3 a recunoscut că mare parte din programele lor sunt un fel de propagandă mascată în favoarea PSD-ului, lovind în ceilalți, și sunt folosite ca arme politice. Televiziunile, la momentul ăsta, sunt folosite ca arme politice, inclusiv în România, canalele de știri mai ales. Într-adevăr, se pare că Digi24 pare un canal care încă mai distribuie informație, care, să spunem, are un adevăr sau 80% din știrile pe care le dau sunt adevărate și nu au influență politică, dar celelalte canale și ProTV-ul, dar celelalte canale doar e interzis prin lege partizanatul politic și există o instituție de stat întreținută cu milioane ca să vegheze audiovizualul, se numește CNA. De ce nu avem încredere în ei că îi impun legea și obligă respectarea normelor? Și de asta vreau să continui, că mare parte din populație, deja cei care au acces la internet, nu și mai au informațiile de pe TV, ci de pe internet, în principal de pe Facebook, agenții de știri și așa. Deci mare parte din prieteni, cercul de cunoștințe, ca și voi, nu mai vă luați probabil informațiile de pe televiziune, mai dau drumul din când în când la televizor, la Digi. Restul, când vreau să citesc știri, mă duc pe site-uri, anumite site-uri pe care noi le considerăm că sunt ok și transmit, și de acolo ții informațiile sau citești Facebook-ul. Și ce să mai... Sau te uiți la Verde în Față, la emisiunea Verde la noi.
Da. Tot Alexandru Antoniu comentează pe Facebook la transmisiunea noastră live că, de exemplu, în Italia zilele trecute presa a fost obligată să dea știri cât mai alarmiste pentru a speria populația și a o determina să stea în casă. Acelea nu ar putea neapărat fi considerate a fi știri cu rea voință. Tot el ne informează despre Digi, că ar fi condusă acum televiziunea asta de o persoană care vine de la Antena 3, deci e bine potcovită cu propaganda. Și dincolo de Prut, tot așa am observat un fenomen, că jurnaliștii nu se pierd, pleacă de la o televiziune de propagandă la alta. De exemplu, un cirac de-al lui Iurie Roșca, dacă îl știți, era un mare promotor al Unirii și după aceea a ajuns să fie realizator de emisiuni la o televiziune a lui Dodon. Ei bine, un prieten de-al lui a fost jurnalist reporter la Europa Liberă și acum e reporter la Sputnik TV, deci dintr-o instituție de propagandă la alta, deci de la americani la ruși, la sovietici. Să vedem, Alex, ce părere are despre Sputnik, de unde se informează. Despre fake news, am zis Sputnik gândindu-mă la fake news. Pornește microfonul, te rog. Alex, pornește microfonul. Mi se întâmplă adesea să vorbesc singur, tot așa, prin Skype, și vorbesc vreo 5 minute și până la urmă zice, băi, dar vezi că n-am auzit nimic. Ok, îmi cer scuze. Repet, nu știu câte minute îmi acordați, aș vrea un Cât pic să, încape, putem vorbi și să mă duc cât de mult până se se poate termină înapoi, criza. nu neapărat la facerea lumii, dar chiar și aia vă spun că de când lumea și pământul există fake news. Însăși Biblia, vă recomand un volum de cărți, prima dintre ele se cheamă The Secret of the Garden și autorul acestei cărți, poate ați auzit de ea, poate chiar ați citit-o, începe așa și spune, eu fac deja traducerea în română, el, cartea e în engleză, o găsiți, nu știu dacă e tradusă. Spune așa, încă de când eram mic, am observat că ceva e în neregulă în lumea aceasta. Pentru toți frații și surorile mele, vă transmit un mesaj, voi știți cine sunteți. Și acesta e mesajul de început și el mai departe după aceea vine cu argumente, nu o să intru în detalii, dar putem să facem o emisiune întreagă când veți dori, în care spune că Biblia este un amestec de lucruri adevărate cu lucruri mai puțin adevărate sau chiar false. Trebuie să vin și cu argumente, nu am făcut o afirmație și v-am văzut, ați clătinat așa un pic din cap. Eu, cred într-o forță creatoare, cred într-o forță divină. Fan clubul celor care cred în Dumnezeu și mă refer la preoții așa cum îi vedem noi în ziua de astăzi, ori prea curviți, ori cu mașini de sute de mii de euro, împotriva lor am ceva, da? Haideți să fim. Nu sunt poate atât de credincios să mă duc săptămânal. Bine, nu numai că nu mă duc săptămânal, nu prea mă duc în bisericile astea la noi, că nu suportă mâia, nu suport să împărtășania din aceeași linguriță. Nu suport multe lucruri și tabieturi care aici sunt ca tradiție, dar consider că poate chiar sunt mai corect și mai bun la suflet decât mulți alții pe care îi vezi săptămânal sau și pe la televizor prin că se dau oameni bisericoși. Apropo, și să fac legătura și cu clasa politică și cu fake news-ul și așa mai departe, la un moment dat chiar stăteam și mă gândeam, mă, cum e posibil ca oameni, unii oameni, nu dau nume, da? Să știe că au făcut a viața lor atâtea nemernicii, mai multe sau mai puține. Și totul să apară așa atât de evlavios și mi-am găsit răspunsul în urmă cu puțin câțiva ani și am zis, păi da, păi nu spune că Dumnezeu te iartă de păcate. Păi ăsta e procesul lor. Ei se duc în biserică să iartă Dumnezeu de păcate când au ieșit să apucă să facă altele. Fac, 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 când strâng teancul de păcate, se duc chiar la biserică să-i ierte de păcate. Și oamenii mental funcționează perfect, ei n-au niciun fel de problemă și remușcare față de societate. Despre Ștefan cel Mare Toată nu mai povestesc. aliterația mea a inclus și glume, bănuiesc că le-ați sesizat, dar să știți că a fost o doză mare și de adevăr în ceea ce am spus. Ok, te rog, Oleg. Am vrut să pomenesc despre Ștefan cel Mare. Dacă tu ai început de la Biblie, eu să ajung la Ștefan cel Mare, care a făcut o grămadă de războaie, a prea curvit, are și copii din flori care l-au moștenit la tron după aceea. Dar după 500 de ani a fost
declarat sfânt, nu? Pentru că a construit biserici și mănăstiri în pauză între războaie. Este singurul, nu este singurul. Păi hai să ne amintim în istoria omenirii câte crime s-au făcut de către frații noștri, să zicem, noi suntem ortodoxi atunci, nu? Frații noștri catolici pentru răspândirea creștinismului. Păi au fost niște crime oribile. Da? Ok, am deviat un pic, dar tot e un fel de fake news, că pentru că eu prin termenul de fake news, ca să fim clari, ce înțeleg? Exact ce spune și numele, știre neadevărată cu scopul de a induce în eroare, de a tăia diferite stări, în funcție de interesul pe moment, ori de frică, ori de entuziasm, ori de... și așa mai departe, da? Bine, îl las și pe Gabi, că văd că și-l salut, că a apărut. Salut, dar să vedeți peste două săptămâni, să vedeți peste două săptămâni ce o să ne informeze toate televiziunile că Iisus Hristos a înviat. Dar asta e o știre îndoielnică, care ci că s-a întâmplat cu vreo 2000 de ani în urmă, dar ei ne-o dau asta ca pe un adevăr absolut. Da, Gabriel, salut, a intervenit și colegul nostru din diaspora. Servus, dragilor, îi salut. Eu aș fi vrut să, și sper să intre domnul Matei de la Sebeș, fiindcă avem câteva lucruri de spus pe parte de păduri și cazul de la Sebeș. Și trebuie discutat, fiindcă în ciuda acestui COVID, mafia forestieră este bine mersi la locul ei, dar fac o paranteză și în ceea ce privește ce am prins eu acum, tot ce este în Biblie și în Coran, ele se repetă. Mă înțelegeți? Indiferent cum e și dacă este cineva care studiază foarte bine și nu neapărat foarte bine, acolo este un verset, un paragraf din Biblie care convine în orice situație. Pe cale de consecință, indiferent ce nenorociri sau fericire ar fi pe acest pământ, cineva se va trezi să spună că, domnule, uite, așa este cum s-a scris acum 2000 de ani. Și este un în Biblie, eu nu sunt dus prea de prea multe ori la biserică, am studiat cât de cât, dar în același măsură am studiat și, nu studiat, ci citit o parte din Coran, atenție. Fiindcă acolo este vorba doar despre istoria unor popoare. Punct. Nimic altceva. Bine, extrapolat, acum cum vor ei, ca să prindă teren și așa mai departe. Și ce vreau eu să spun, că ar fi bine să fim mult, mult mai realiști. Da, trebuie să credem în Dumnezeu sau într-o zeitate sau în alta. Poate nu trebuie, nu suntem obligați. Trebuie. Mie nu-mi poate trebuie. Nu trebuie. E obligat? Poate nu trebuie. Nu, discuție. Am sărit frițul vreo doi. Da, aproape fiecare emisiune, cum îmi zice, Oleg se leagă de DJ Daniel de la Biserica Ortodoxă Română, știi? Păi dacă și-a tras un clopote cu chipul lui de 4 milioane de dolari, nu-i prea mult? Da. Da. Eu unde vreau să zic, dacă tot e bine că discutăm și glumim în condițiile unei nenorocii globale, să zic așa, trebuie să ne menținem simțul umorului și să căutăm soluții, că până la urmă despre asta este vorba. Am citit un articol și m-am îngrozit. Deci, nu știu exact suma reală, dar sunt de 50 de ori mai multe biserici decât spitale. Se dau bani de la stat pentru întreținerea aparatului. Că și mai mare e, nu? Și mai mare, mă înțelegeți? Ei, acum, de ce nu... Da. Nu plătesc impozite, nu Gabriel. Plătesc nu plătesc de niciun fel de impozit. Au activități economice, atenție, da? Ăștia sunt banii tot ai noștri oarecum, plus că le vine o căruță, exact. O tonă de o căruță de lingou de aur pe aproape fiecare an. Bine, în sensul în ghilimele, mă înțelegeți? Vin din donații. Acești bani nu vin de la Dumnezeu. Să vorbesc pardelenește, vorba aia că am crescut acolo, mă înțelegeți? Ci vin de la oamenii care muncesc sau, atenție, care nu muncesc. Fiindcă sunt oameni care dau din săracul lor, dau acolo câte ceva. Sunt oameni care își donează casele, care își donează proprietățile la biserică.
Ei, eu mi-aș dori acum ca DJ Daniel de la Partidul Bor să vină să spună: punem la dispoziție toate lăcașele de cult și toate cabanele lor și asta. Apropo de cabane, că o parte din ele sunt făcute din pădurile patriei care aparțin Bisericii Ortodoxe, care pentru mine este un imperiu imobiliar. Punct. Deci, chestia asta cu nu avem locații să căutăm, ele sunt, dar le este frică fiindcă este o chestie, suntem în an electoral și nu dă bine să ne dăm cu Partidul Bor. Asta este, eu fac o critică constructivă Să ne și stricăm relația cu extrapolați Bor, da. Borul, da, să extrapolați ceea ce spun acum, din punctul ăsta de vedere, cu acei preoți și duhovnici din Biserica Ortodoxă care îți vine să-i asculți în fiecare zi. Noi trebuie să facem aceste diferențe. Mulțumesc! Pentru că am ajuns la chestiuni de business, am auzit că Raimond se pricepe la economie și poate vrea să comenteze, iată, declarația guvernului că o să-i ajute pe patronii care și-au trimis angajații pe toți sau pe o parte dintre ei în șomaj tehnic, o să-i ajute chiar cu bani din bugetul public. Începând de azi trebuie prezentate actele nu știu cum și poți să primești bani de la buget. Cât de adevărată e chestia asta, cât e de reală și cât de multă lume va ajuta, pentru că foarte mulți au lucrat la negru sau au fost obligați să scrie cerere de concediere, de plecat de la serviciu și deci nu li se va plăti nimic. Da, și pe mine m-au sunat prieteni care au calitatea de angajați și mi-au cerut o sugestie și le-am sugerat să nu depună cerere de suspendare a contractului de muncă. Le-am spus că există în derulare și în adoptare niște ordonanțe de urgență care vor veni în sprijinul mediului privat, în principal pentru angajatorii cărora le scade acum cifra de afaceri, care sunt puși în situația de a nu mai avea capitalizare pentru fluxurile tehnologice și altele, nu mai au desfacere. N-aș vrea să intrăm în detalii pe problemele astea, dar din ceea ce studiez eu și ascult, cu preponderență pe secțiunea economică, cum v-am spus și mai devreme, îmi place să-l ascult pe Stelian Muscalu de la Business Club, pe Digi24. Se pare că se întrevede de fapt și chiar va fi sigură o criză economică mondială. Nu va fi similară cu cea din 2008, pentru că factorii incipienți sunt diferiți, în sensul că atunci am avut niște factori care țineau de natura financiar-bancară, acum este un factor care ține de sănătate. Cu toate acestea, factorul ăsta care ține de sănătate, că a fost scăpat intenționat dintr-un laborator, că a apărut ca urmare a unei erori, nu știm, dar criza care va veni va fi generată în principal de diminuarea cererii, de scăderea producției, vom avea un șomaj în masă, urmat de o criză financiară, lipsă de lichidități, iar mai apoi o criză a datoriilor publice. Se vede deja că economia noastră e aproape înghețată. Eu personal am și o activitate de consultanță economico-juridică și fiscală și vreau să vă spun că am abandonat multe din demersurile care le făceam pentru că instituțiile sunt acum mai congestionate, să zic așa, de problema asta care ține de siguranța, de distanțierea socială și altele. Dar totodată criza poate să fie un punct de plecare pentru noi oportunități. Părerea mea este că noi, ca și români, ar trebui să ne concentrăm în principal pe ceea ce putem face noi, în sensul de a pune din nou pe picioare o agricultură cu irigații și altele, să desfacem producția, să nu mai facem importuri, pentru că știți desigur că balanța comercială e jalnică. La noi importurile sunt foarte mari, exporturile sunt foarte mici, sunt în scădere. Deci noi trebuie să reechilibrăm un pic balanța, trebuie să vedem cum ne gospodărim și să gestionăm resursele noastre proprii. Pe lângă asta, e foarte important să, mă rog, noi avem puterea asta, ci guvernanții noștri să se gândească foarte serios la investițiile publice. În principal, ar fi să se axeze pe căile de transport, pe refacerea structurii feroviare, pe
finalizarea acelor autostrăzi promise de zeci de ani de tot felul de persoane care s-au perindat pe la guvernare, poate chiar să ia în calcul și canalul navigabil de pe Dunăre. Eficientizarea portului ar crea iar o oportunitate, portul Constanța, adică traficul de mărfuri să urmeze să se facă la intrarea în România și nu prin portul Rotterdam. Deci sunt o grămadă de oportunități care trebuie să le aibă în vedere guvernanții noștri și pe lângă astea trebuie să se concentreze, bineînțeles, și pe chestiunile care ne interesează pe noi, pe chestiuni de mediu, pe energie regenerabilă, eoliană, solară și altele, procese biologice, încălzire cu apă de subteran. Bineînțeles, nu trebuie să scăpăm din vedere problema pădurilor, care a ridicat-o și colegul Gabriel Urs. Nu înțeleg, eu am văzut o postare pe Facebook că Iliescu și cu Adrian Năstase ar fi semnat contractul cu Schweighofer și ar fi spus cineva acolo că nu poate fi rupt acel contract, nu poate fi reziliat. Mă întreb, cum nu poate fi reziliat acel contract când suntem în situația în care suntem acum, o situație de urgență națională, avem o poluare în creștere, Comisia Europeană s-ar putea să instituie procedura de infringement și inclusiv pe reciclarea selectivă, zic, avem o grămadă de probleme care trebuie gestionate mai matur decât se gestionează acum. Și, și toate constituie priorități. Nu putem să ne ocupăm acum de autostrăzi, după aceea să ne ocupăm de păduri și așa mai departe. Toate trebuie în bloc, foarte bine gestionate. Am încheiat deocamdată. Da. Am să te completez. Eu trimisesem la unul dintre colegii noștri și pe care le salut, Nelu Cosma, și fac o paranteză. Cei care sunt în comisia de la Partidul Verde pe parte de economică sunt foarte, foarte importanți acum și ceilalți se sprijină, așa cum trebuie sprijiniți și ceilalți din celelalte comisii, fiindcă asta este munca în echipă. Îi trimisesem lui domnul Nelu Cosma câteva calcule generale, eu ne fiind de economist, nu sunt de specialitate. Dar ce m-a adunat, fiindcă datele sunt publice? Deci, rețineți, doar din tăierea pădurilor ilegale, 1 miliard, da? Doar din pensii speciale, încă câteva zeci de mii de euro în fiecare an. Dacă se instituie, se face economie cu votul electronic prin corespondență, deja sunt câteva zeci de milioane economisite, mă înțelegeți? Deci doar din astea trei, pensii speciale, faza cu pădurile și așa mai departe. Dar clasa politică actuală nu vrea să bage în seamă aceste aspecte. Mai adaug un patru, toți capii de regii autonome, parlamentarii și inclusiv președintele Iohannis trebuie să dea un exemplu și să spună salariul maxim nu vă mai este 4-5 mii de euro, ci vă este la 1000 de euro, dau un exemplu, sau poate chiar mai puțin. Fiindcă astfel se va vedea puterea poporului român și ei vor putea să spele oarecum față, dacă îmi dați voie. Deci bani sunt. Problema este că nu există voință, așa cum nu există voință să oprească tele de pe dur. În aceste condiții, mafia forestieră circulă bine, mersi. Aia nu îi oprește absolut nimeni. Și colegii pacific cu care discut cu ei pe partea de păduri, tot zic același lucru. Trimit filme, trimit pozi. Deci, noi trebuie să încercăm să facem și în cadrul Partidului Verde, dar și în cadrul celor care ne simpatizează sau nu, un cerc de discuții și să pasăm aceste idei mai departe, să petiționăm, să contactăm autoritățile. Internat. Apropo de autostrăzi, ziceați că la păduri lucrează acum nestingherit tăietorii, dar și la autostrăzi, spune lumea, sau pe orice alt șantier continuă să lucreze muncitorii. Asta în condițiile de pandemie la nivel global, în condiții de stare de urgență deja a treia săptămână în Republica România, și oamenii ceia în mod sigur nu cunosc și nu respectă condiții de igienă elementară, mănâncă pe oriunde, se salută, se îmbrățișează. De ce nimeni nu intervine pe șantiere? Nu ar trebui economia să fie oprită inclusiv în domeniul construcțiilor? Sau numai unei care
sunt mai vizibili, sunt opriți. Cei care stau într-o parte, iată, se fac reparații de străzi, chiar în capitală, se taie, se fac nori de praf. Ei lucrează de parcă nu s-ar fi întâmplat nimic. Profită de faptul că e puțină circulație pe străzile capitale. Ce părere aveți despre asta? Păi trebuie să lucreze că urmează alegeri și actualii edili vor fi de electorat. Motivul electoral îl înțelegem politic, dar... Oleg, cred că ar trebui să... Da, Silviu. Da. Oleg, cred că ar trebui să aduce aminte iarăși de ce se întâmplă în sectorul 5. În sectorul 5, acum cu Daniel Florea, care stropește străzile cu apă și pe acele mașini pe care scrie Daniel Florea, nu știu cum, nu, o firma respectivă care e a lui. Deci e clar să face așa cum campanie electorală pe timp de criză în sectorul 5 unde locuiești, dar vorbind despre economie și clasa politică, clar cu clasa asta politică actuală nu putem, nu se poate face nimic. Ea n-a demonstrat până acum că vor să schimbe. Doar acum sub imperiul crizei și a ceea ce se întâmplă, PNL-ul cumva a luat niște măsuri și probabil vor lua tot sub presiunea populației. Dar un program economic de reformare, pentru că situația oricum aveam gravă în economie, nu aveam resurse, mergeam mult pe importuri, noi nu avem asigurată baza economică în România, poate acum e momentul de restartare a economiei, dar trebuie făcută sănătos și trebuie toți cei care profită din acest buget, din acest sistem. Sunt mulți care profită, iau bani de la stat. Nu trebuie să încheie, pentru că acum avem nevoie de orice resursă care se scurge pe lângă. Cam resursele bugetare și veniturile, în mare parte, se scurg în buzunarele clienților politici. Trebuie tăiată această legătură de scurgere și cumva banii investiți cu cap, puținul care mai este și ajutoarele care vin de la Uniunea Europeană, trebuie să investite exact acolo unde trebuie și unde se poate sprijini economia. Începând de la agricultură, mici IMM-urile și cei care asigură în principal veniturile la buget, pentru că cei care asigură tot timpul, cei care au venit și au dat bani la buget, au fost cei mai taxați, cei mai oropsiți și tot timpul veniturile se duceau în altă parte. Dar nu știu dacă sunt în stare cei de acum să facă lucrul ăsta, să sperăm că se va termina criza și noi să fim cu ochii pe ei, venim cu propunerile noastre și să încercăm până se va schimba clasa politică actuala putere, să fie cumva sub presiunea noastră, tot timpul să ia măsurile corecte în ceea ce privește economia de după. Da, numai puțin o să citesc un comentariu de la Cornel Burete. Vă spun eu de la... Eu de ce nu poate fi rupt? Ca și contractul cel cu OMV este secretizat și nu le pot deschide decât în Parlament, ceea ce nu se va putea atâta timp cât PSD-ul și PNL-ul sunt la putere. Da. Aș vrea să spun ceva cu îngăduința voastră, că iau cuvântul acum. Mi-a plăcut ce a spus Silviu, mai recent, mi-a plăcut și ce a spus voi mai devreme. Există o diferență totuși. Eu nu mai cred în soluția petițiilor, în soluția manifestărilor. Deci, au fost depășite, au demonstrat că nu duc la nimic. Aduceți-vă aminte, noi inclusiv am ieșit și am votat un referendum în 300 de parlamentari, nu se întâmplă nimic. Trimitem zeci de petiții, se trimit fel de fel de organizații pe fel de fel de domenii, nu se întâmplă nimic, n-au nicio valoare, este foarte greu, ținând cont probabil și de organizarea Parlamentului României și așa mai departe, ca petiția efectivă nu numai să fie luată în seamă, dar să și provoace după aceea efecte. Deci eu aș îndemna cetățenii și mai ales și pe noi, cei care ne-am strâns aici ca să fim colegi și să aderăm nu pentru verde și pe tot ce înseamnă viață sănătoasă și așa mai departe. Nu zic să ne oprim și să nu mai facem fel de fel de acțiuni civice prin care să ne manifestăm, eu știu, dezaprobarea. Dar trebuie să facem pasul următor și trebuie să le și spunem oamenilor că soluția este să facă pasul următor. Și pasul următor este să se implice ori activ în politică, ori să vină să sprijine cu adevărat ca simpatizant și un partid politic pe care îl simt diferit. A trecut timpul, de 30 de ani încercăm, facem petiții. Vă spun eu, fără să fi fost în clasa politică și fără să urmăresc chiar atât de foarte mulți ani, vă garantez eu că
există marea probabilitate ca maxim 5% din toate petițiile care au existat vreodată în România să fi fost măcar luate în seamă. Nu zic să se fi provocat și efecte. Deci haideți să nu ne mințim singuri, ne pierdem timp și energie. Este important să venim cu un mesaj clar și linear către oameni că noi ne aruncăm într-o luptă și invităm și pe ei să vină să facă chestia asta alături de noi. Nu mai este momentul doar să vorbim. Ăștia ne iau la mișto de 30 de ani. Pentru că ei așa, lasă-i mă să vorbească, că cu ce ne deranjează? Noi ne intră banii, noi ne facem combinațiile noastre. Dacă erau oameni ca mine sau ca tine, Gabriel, sau ca Silviu, da, oameni cu care poți să te înțelegi printr-o discuție, ziceam, dar ne-au demonstrat că nu sunt. Și atunci trebuie și noi să schimbăm un pic tactica cu ei. Nu mai putem să fim așa de politicoși și docili și să le trimitem o petiție și să-i rugăm frumos să se uite pe ea. Nu, eu așa văd lucrurile. Și îmi cer scuze, m-am umplut aici ca să mai nu, și locul zi, și eu sunt de aceeași părere. Acum nu mai putem protesta cu petițiile, tocmai ai spus. Mai rămâne chestia asta să schimbăm ceva minune la alegeri sau eventual acțiunile în justiție. Dar trebuie să găsești un avocat care chiar crede și în cauza respectivă, să fie și cât la un orariu ok, sau e minunea lui Dumnezeu dacă prinzi unul pro bono și lansezi, exact, și lansezi o provocare acum pentru cei care cunosc un asemenea avocat să ne contacteze, să vedem ce putem face. Ori pe parte de partid, ori dacă nu pe parte civică, fiindcă avem asociații care ne simpatizează și vrem să ajutăm, fiindcă până la urmă cauza este comună. Și de ce? Acțiune în justiție, și domnul Matei de la Sebeș ne-a demonstrat acest lucru. Domnul Matei, care sper să intre aici, dacă nu mâine, poimâine, cine știe, a dat în judecată primăria Sebeș, urmarea faptului că primarul de la Sebeș a organizat pe nepusă masă, mai bine zis, o dezbatere publică pentru prelungirea vizului de mediu de la Cronochem, dacă nu mă înșel, Cronochem-Cronoșpan, dar mai mult a fost acea dezbatere ca și un lobby pentru deschiderea, pentru aprobarea acestei aviz. Nici de cum o dezbatere reală. Acolo au fost politruci, oameni din partid. Mai mult decât atât, el venise cu o săptămână de zile înainte, venise din Italia. Italia deja fusese carantinată parțial. Deci omul a organizat în condiții de COVID o dezbatere publică. Și acum Partidul Verde, și este bine să se știe, de la Sebeș, se luptă ca această dezbatere publică să fie anulată prin hotărâre judecătorească și să se reprogrameze la o altă dată. Timp în care Cronochem Cronoșpan merge bine mersi, camioanele merg bine mersi mai departe. Deci asta ar fi încă o chestie. Dar cu cine? Că de-abia tragem unii de ceilalți și să o spunem drept, de-abia grupurile civice găsesc 5-10 euro donații de la 4-5 ca să facă o acțiune simplă. Ce să mai vorbim despre acțiune în justiție? Din păcate nu ne ajută nici oamenii care sunt potenți și care au bani, decât, eu știu, pentru o minune fantastică. Am terminat. Când a zis colegul Alex că nu mai facem proteste și nu mai facem petiții, m-am speriat că vrea să ne cheme la revoluție, dar el a zis să ne implicăm politic. Acum, pe timp de COVID și de pandemie și de stare de urgență, evident nu putem face nici activitate politică, nu putem merge să strângem semnături, nu putem să facem campanie electorală și nici nu vor fi alegeri de grabă din cauza asta, dar după aceea, pe timp de pace, da, continuăm activitatea politică tot cu instrumente ale vieții civice, tot cu instrumente legale, cu petiții, cu proteste, cu strângi de semnături, pentru că altfel nu există democrație dacă te gândești la o revoluție sau la metode violente. Și Russia Today atât așa așteaptă să vină să transmită în direct de la protestele noastre în care ne batem cu jandarmii. Exact. Astea sunt acțiuni complementare, dacă vreți să zic, democrație, inclusiv un protest un pic mai acid, tot acolo se încadrează și, să zic, o tentativă de revoluție, cam tot în același sens să merge, bineînțeles, un pic mai exagerat. Dar
Asta este situația, trebuie să ne adaptăm. Partidele mici, o foarte mare, am încredere în partidele mici că vor veni lideri, vom vedea oameni noi și cred în partidele mici și asta este un motiv pentru care m-am înscris în Partidul Verde. Deci, asta este. Oleg, dragă, chiar am nevoie să fac o precizare. Mă bucur că ai fost sincer și că ai spus că te-ai speriat inițial când am spus de chestia asta. Că nu sunt împotriva manifestațiilor, creează o vibrație necesară propagării mai departe. Eu spun doar că este momentul să ne implicăm mai mult. În istoria omenirii, orice a câștigat clasa oamenilor simpli, da? Și nu numai, celor din clasa medie, s-a câștigat prin luptă și prin forțarea cumva a celor de sus. Altfel ei n-au niciun interes să mai dea din facilitățile lor pentru ceilalți. Și, într-adevăr, gândul meu nu este de o revoluție, dar, cum să spun, Luptă politică, nici nu o engleză foarte putem bine. exclude, adică, cum să spun, structura mea de filozofie politică este următoarea. Mă, nu pot să stau să-mi taie la capul. Nu e frumos să fac o revoluție. Da? Nici. S-au dărâmat imperii și s-au dărâmat chestii în toată istoria omenirii. Adică eu nu îndemn lumea la revoluție. Totuși eu îi îndemn ca să fie sincer cu ei, să nu mai fie fricoși. Pentru că vă spun că mulți sunt fricoși. Le e frică că își pierd locul de muncă. Le e frică că dacă iese și spune ceva, nu știu ce șeful vede și așa mai departe. Le e frică că vecinul e și mentalitate din comunism, dar nu numai. Deci să nu mai fie fricoși, să înțeleagă că sunt oameni și au aceleași drepturi ca orice om de pe planeta asta și din pe planetă și din România, că vorbim de România în special. Au aceeași valoare, natura nu este interesată să trăiască, să creeze ființe perfecte. Este interesată de specii perfecte. Și noi toți facem parte din specia Homo sapiens. Da? Deci eu vreau să le redau tuturor cetățenilor României curaj și încredere în ei. Să nu mai fie fricoși. Este foarte important. Comunismul și după aceea ce a urmat în 30 de ani i-a adus la starea în care săracii nu mai au încredere în ei, sunt fricoși să-și expună punctul de vedere, așa ceva nu duce la nicăieri. Noi, ca partid, acesta consider că este unul din cele mai importante misiuni pe care aș vrea să cred că le avem. Să redăm încrederea oricărui om în forțele proprii și în capacitatea lui, fiecare este un geniu în felul lui. Și sunt convins de chestia asta. Da. Exact, Eugen exact. Trif comentează: dacă acest dezastru economic numit COVID-19 va ține mai mult de 3 luni pe plan mondial, România cred că va urma soarta Greciei, numai că noi nu avem insule de vândut, iar resursele le-am vândut de mult. Ar mai fi niște munți, niște păduri, că s-a încercat și s-a reușit, nu? Deci Ce spune de riscăm 2000 de ani? bancrotizarea, riscăm falimentul ca stat? Ce părere are despre Da. asta? Dați-mi voie să încep eu. Nu doar România va fi afectată, de fapt este afectată. Deci sunt țări cu economii solide și eu vă vorbesc acum din Suedia, care tremură dacă această pandemie va dura mai mult și în condițiile în care Suedia este una dintre puținele țări, alături de încă două, trei, care nu a luat măsurile dure ca și în România și în Italia. Economia, o parte din ea, merge. Dar, dau un exemplu în cazul familiei mele. Nevasta mea a fost dată afară. Tot ce este Horeca, adică hotel, servicii, hotelier și așa mai departe, este pe butuci. Oamenii plâng. Sunt deja falimente. Mă înțelegeți? Dar în același timp este și, cum spunea unul dintre colegii care sunt aici pe live, este și o ocazie de o oportunitate și unele firme se vor înființa, unele trebuie să se adapteze. Noi acum, apropo de selecție naturală, trebuie să ne adaptăm. Altă șansă nu avem. Atât ca și indivizi și vă spun sincer, ceea ce cred eu, o opinie personală. Această criză, în condițiile în care sunt în România și nu numai în România, pregătiți-vă mental, fiindcă va fi câteva luni de zile, deci încă câteva săptămâni. Bine mersi.
Și această chestie sanitară se suprapune, deja este suprapusă în plin cu problema economică. Luați cum vreți toată lumea, că putem să fim simpatizanți Partidul Verde, membri la PSD, PNL și așa mai departe, oameni simpli și așa mai departe. Asta este realitatea. Dacă nu acceptăm această realitate, nu avem cum să ne vindecăm și să fim tari mental, vreau să spun, pe următoarele zile, fiindcă unii deja clachează și vor claca în următoarele zile. Nu știu cum ați pomenit în trecere oamenii care deja au falimentat ca familie, ca buget personal, și mă întreb, oare guvernul la ei se gândește la ele, la aceste persoane care era, eu știu, o familie monoparentală cu singurul părinte dat afară și care a rămas șomer cu copii care nu se duc la școală, ei cum supraviețuiesc? Nu mai spun de cei care deja sunt în stradă sau care n-au lucrat niciodată, sunt tot timpul în șomaj. Oamenii ăștia cum? Din ce o să supraviețuiască? Că iată, nu poți să primești nici șomajul cel la tehnic, nu primești nimic. Va crește valul de sinucideri, va crește valul de oameni fără adăpost. O să fie asemenea cazuri, nu există altă șansă decât să ne solidarizăm, să comunicăm și cei care într-adevăr nu au pâine de pus pe masă să ceară ajutor de la autorități, de la voluntari și așa mai departe. Este timpul să ne solidarizăm astăzi. Fiecare cu cât poate acolo, 2 euro, 5 lei, 10 lei, în loc de două pâini, cumpără una și lasă la un bătrân care nu are bani. Aceste mici gesturi contează în aceste zile foarte, foarte mult, inclusiv o vorbă bună, o vorbă de îmbărbătare. Fiindcă avem nevoie și de hrană în stomac, dar avem nevoie și de hrană și aici. Da, aș vrea să spun că actualul nostru guvern a luat niște măsuri oarecum firave în ultimele zile. Eu chiar am studiat așa un pic, grosomodo, niște ordonanțe, începând cu ordonanța 29 din 18 a 3-a până în ordonanța 37 din 30 a 3-a. Deci guvernul nostru a luat niște măsuri privind acordarea de garanții de stat, prorogarea unor termene, restructurarea unor obligații, nedatorarea unor dobânzi și penalități, niște facilități pentru IMM-uri, referitor la personalul angajat care acum este nevoit să stea acasă cu copiii, se acordă niște zile libere cu un maximal de 75% din salariul mediu brut pe țară, se acordă unele instrumente de stimulente de inserție, ajutor social, șomaj, salariu, indemnizație. Deci sunt unele facilități care guvernul așa timid încearcă să le ia, dar trebuie să vedem și norme de aplicare și să vedem... Uite, asta voiam să te întreb. Scuză-mă că te întrerup, că văd că ești în domeniu și chiar te-aș ruga să ne spui și nouă, cel puțin mie, pentru că eu am citit recent un articol, nu sunt de profesie și atunci nu pot să... E bine că te întâlnești și pot să spun întrebarea asta. Aceste decizii, ok, normele de aplicare deja e clar, dacă n-au aplicat, înseamnă că întrebarea mea așa are răspuns, dar totuși să o pun. Ele nu au efect imediat, nu din câte am înțeles. De exemplu, șomajul tehnic. Ok, îi dă firmei 75%, dar firma trebuie să depună un dosar, ăia trebuie să ia să verifice. Deci pe termen scurt și mediu firma nu încasează nimic, deci pericolul de intrare în faliment oricum există pentru ea. Aceste ajutoare, am impresia că în Italia deja se dau instant. Deci la noi e încă birocrația asta care, vezi, sucumbă economia. Urlă firmele, ei au nevoie de ajutorul ăla acum. Ca acum să poată să-și plătească angajatul, să poată să țină firma pe linia de plutire. Nu să-i spună statul, știi ce, trebuie să-mi aduci nu știu ce dosar cu toate actele astea și firma aia trebuie să alerge vreo 3 luni să facă toate actele, păi până atunci moare firma. Nu, scuze, angajatul asta va a fost fi întrebarea. Direct de stat. Angajatul va fi plătit direct de stat. Banii vor intra în contul angajatului direct de la stat, nu prin intermediul firmei. Și sunt niște facilități online acum care s-au statuat, în sensul de a scurta termenele de apelare la ele. Dar, mă rog, ați văzut și dumneavoastră cum guvernul nostru mai șchioapătă câte un pic. Astăzi dă ordonanță, mâine vine cu ordonanță de modificare a ordonanței de ieri și tot așa. Nu e ceva rău în asta. E mai rău când dai ordonanță greșită și o lași așa, să producă efecte pe termen mai lung. Da, no, eu zic că lucrurile astea se vor pune într-un final la punct, dar, cum a zis și colegul, o să necesite ceva timp și oamenii sunt disperați. Așa.
Dar vreau să intervin și aici, Gabriel. Tot vorbim de ajutorul populației. Ce se întâmplă cu cei care au venit în țară în ultimele, să zicem, 2 săptămâni, care tot vin continuu și s-au ajuns la ordinul sutelor de mii români care se întorc aici în România? Ei nu sunt în acest sistem al bugetului registrați, ori în șomaj, ori ca salariați ar unor firme din România. Ei nu sunt aici. Și ei nu au avut niciun fel de ajutor, pentru că ei au plecat de acolo pentru că au fost dați afară, nu au avut niciun fel de susținere financiară. Au venit în România probabil cu niște bani la ei, nu prea mulți. Majoritatea care românilor care muncesc afară nu s-au dus pe salarii mari sau au avut venituri strânse și trăiau de pe o lună pe alta, mai trimiteau în România câteva sute, mai trăiau și ei acolo. Ce facem cu ei? Pentru că ei, nefiind înregistrați, trebuie și ajutați, pentru că ei sunt în stradă. În Italia deja au arătat că oamenii au început să iasă din stradă, că nu mai au, cereau banii, nu mai au cu ce să întrețină. Și nu le vin banii pe card ca la ai noștri, stai că te las să vorbești. Ideea este că oamenii ăștia trebuie cumva registrați. Nu știu dacă au fost registrați în sistem pentru aceste ajutoare sociale, ori în bani, ori în produse. Pentru că aici e problematica, cum s-a făcut cu ei eroarea în evidență. Nici nu cred că vor fi înregistrați în sistem, că nu există o posibilitate în sensul ăsta, în opinia mea. În schimb, știți că avem un deficit de forță de muncă. Acum se cam reechilibrează balanța. Adică e adevărat, dar până îi integrezi ca să le dai salarii, ce faci cu ei? Trebuie asigurate niște o finanțare, niște fonduri pentru ei, nu? Pentru oamenii ăștia. Mă gândesc că dacă au venit că unii din... pe dincolo, au venit cu niște resurse, cu niște economii. Nu prea au venit. Că mulți dintre ei trăiau de la un salariu la altul, din păcate. Pentru că erau mulți necalificați, nu erau, sau dacă erau pe niște salarii mici, majoritatea românilor munceau fără acte. Sau la negru. Cred că și, munceau la... Exact. Sunt cazurile în special din Italia și din Spania, unde se lucrează la negru. Deci sunt oameni care nu știu de ce au plecat în Italia sau în Spania, fiindcă primeau un 500 de euro sau 300-400 de euro aici în România și dormeau la ei în pat. Dar așa primesc acolo 800, 300 sau 400 plătesc pe chirie și cam atâta. Deci oamenii sunt mulți dintre oameni care vin în România cu datorii. Și tristețea statului român, și aici trebuie să venim cu soluții concrete, noi nu avem o bază de date detailată cu cetățenii români. Ați văzut câtă tevatură a fost, câți români sunt în diaspora. Este inadmisibil așa ceva și de aici pornește totul, fiindcă în funcție de numărul de români pe care tu știi în ce situație statistică este, fără studenții, loc de muncă și așa mai, tu poți să-ți planifici bugetul. Dar statul român acum este efectiv în aer. Și toți liderii politici de pe acum și toți nemernicii din Parlament, care sunt și acum noi și vechi, toți nu s-au gândit la chestia asta. Și o să vă rog atenție mare, eu vă rog frumos, cei care sunt pe Comisia Economică și cei care ne simpatizează, ar fi bine să facem educație antreprenorială, educație economică, în cadrul Verde în Față, poate o dată pe săptămână măcar. Cred că avem foarte mare nevoie de aceste informații și că o să căutăm specialiști și oameni care să tot felul de idei care sunt bune. Deci avem foarte mare nevoie de acest aspect economic, de discuții și axa pe soluții. Mulțumesc! Revenim la comentariile de pe Facebook, dacă nu vă supărați. Alexandru Pârvu ne provoacă. Reciclarea selectivă ar trebui să o facem proiect de lege. Nu prea am discutat despre asta de când am început proiectul, dar reciclarea selectivă mi se pare esențială și pentru oprirea poluării și pentru oferire de locuri de muncă și rezolvă multe probleme reciclarea deșeurilor, reciclarea selectivă. Da, știți probabil că în Germania și în alte țări ale comunității europene există o taxă pentru ambalaje. În Germania se numește Pfandzurück, adică îți dă niște bani înapoi când duci ambalajul. Această taxă ar trebui instituită și la magazinele noastre din România, la supermarketuri,
Chiar dacă unele au ambalaje proprii, branduite propriu, ar trebui ca această taxă să existe la fiecare dintre comercianții care pun pe piață astfel de ambalaje. Asta e un mod de a încuraja cetățeanul să recicleze selectiv. Da, încă o chestie, dacă mă țineți minte... Gabriel, vreau să intervin pe colectarea selectivă, pentru că la noi a mai fost discuție și avem chiar un specialist în domeniu, pe domnul Damov. În România există industrie de reciclare care este legată direct cu ceea ce înseamnă colectare selectivă a deșeurilor. Problema este la autorități, pentru că legislația în domeniu, în ce privește reciclarea, colectarea selectivă, nu este pentru cei care colectează selectiv. Deci sunt firme mici, a fost firme mici care colectau aceste peturi, aluminiu, tot ce poate fi reciclat, de la comunități, făceau contracte și duceau după aceea la cei care reciclau. S-a modificat legislația, am înțeles, din cauza intereselor marilor, să zicem, cei care fac salubriști în orașe, care sunt strâns legați de clasa politică. PSD-ul, fiecare, în general PSD-ul, PNL-ul, au acest monopol pe fiecare, pe orașe, în principal acolo este salubritatea, și aceste companii vor să-și mențină monopolul și legea a fost modificată în așa fel că numai ei se poată face colectarea selectivă. Numai că ei nu fac colectare selectivă, că legea nu-i obligă. La noi tona de deșeu, ca să o ducă la groapă, este cea mai ieftină din Europa. Și atunci firma, da, cei care salubriștii, colectează și duc direct la groapă. Nu mai se fac selecție, pentru că ei oricum plătesc puțin. Deci aici trebuie umblat la prețuri. E vorba de prețul pentru groapă. Odată gropile nu mai trebuie să funcționeze, lăsate să funcționeze decât dacă primesc selectiv de la cei care aduc acolo gunoiul. Deci, și cei de la gropi să facă selecția la cea acolo. E treaba de legislație și de respectarea acestor reguli. La noi nu se întâmplă, pentru că este corupție, mafie, și aici găsești răspunsul de ce nu se face colectarea selectivă. Și al doilea lucru ar fi educația populației, că se poate face educație începând de la școli, în care copiii, știți că înainte erau încurajați să aducă la școală borcane, sticle, peturi. Și acum s-ar putea face și lucrul ăsta, spunându-i, da, facem o zi pe săptămână la școli în care să facă colectare. Să vină copiii cu, de acasă, cu peturi, cu sticle, cu doar lucrurile astea, și cred că și să dea așa niște cadou, nu știu, premii, dar cred că noi așa o să propunem în București, în campania electorală, ca să facă fiecare săptămână, săptămâna colectării, să zicem, în care să fie incluse școli, nu știu, în astea întreprinderi, instituții mari, în care să încurajeze colectarea. Și ar mai fi și un alt aspect în afară de educație și această legătură care trebuie să existe între reciclatori și colectare. Și colectarea aceasta, pentru că la momentul acesta am înțeles că nu există o legătură clară, iar firma aceasta, care, vă spun, colectează foarte mult, a ajuns să importe de afară peturi și așa, pentru că România, cu toate că e mare producător de deșeuri, nu poate livra aceste materiale pentru reciclare. Mai văd uneori prin oraș, mai ales seara târziu sau dimineața de vreme, persoane cam fără adăpost sau fără venituri sigure, care au strâns de pe la toate lăzile de gunoi de la, pe la tomberoane peturi și merg cu un cărucior enorm, cu un munte de peturi din astea, pe care probabil le duc undeva și obțin bani pentru asta. De ce nu se poate face la fel cu sticla, cu cartonul, cu metalul? Exact. Am să completez. Întâmplarea face că eu să lucrez în această branșă, lucrez la un depozit a unei asemenea firme, pe parte logistică, și bineînțeles că și orice român e bun la toate, de la șoferie până la chestii de vorbit cu clienții și așa mai departe. Dragilor, branșa reciclării poate asigura prin serviciile directe și indirecte lejer undeva la peste 100.000 de persoane. De ce spun asta? Și nu vorbesc prostii. De ce? Este vorba de educație, este vorba de reciclarea în sine, selectarea, și mai mult decât atât, pe lângă locurile de muncă directe și indirecte, o parte din acest gunoi, deșeuri și așa mai departe, dacă este selectat într-o proporție cât mai corectă, parte din deșeu se poate arde.
în sensul bun al cuvântului și putem avea electricitate, cât și apă caldă. Nu, și nu o să mai fie nevoit să zică unii, domnule, uite, trebuie să mă duc în pădure sau să iau o căruță de lemne la negru ca să mă încălzesc. Deci sunt o căruță de beneficii, vorba aia în ghilimele, dacă implementăm corect și bine. Mai mult decât atât, sunt utilaje speciale în țările din vest. Noi avem, România are capacitatea acum să facă o licență sau cercetătorii care sunt în preajma noastră și poate ascultă această emisiune să ne contacteze. Noi putem face mașinării, utilaje speciale pentru gestionarea acestor deșeuri, stațiilor de sortare. Eu, unul personal, vă garantez că dacă este cineva interesat cum se sortează în Suedia, facem, după ce se termină acest coronavirus, și facem o chestie de lucru, vă cazez aici 4-5 persoane care sunt interesate, vorbesc la modul serios, și mergem să vedem cum arată sortarea în Suedia. Luați de bună ceea ce spun și nu avem decât de câștigat. Dacă pe vremea lui Ceaușescu elevii puteau sorta, mergeau la alimentară și lăsau 3 stiche de lapte și ieșeau cu un pachet de biscuite pe alimentară, de ce nu s-ar putea și acum? Asta este întrebarea. Gândiți-vă, sunt despre incineratoare, Gabi, despre incineratoare, cred că ploieștenii ți-ar zice nu categoric, pentru că li s-a dat voie unor întreprinderi acolo să ardă deșeuri și acum ard tot ce vrei și poluează Ploiești, oamenii se sufocă cu pretextul incinerării, ci că legale, dar se incinerează tot ce vrei, fără filtre, fără nimic. Da. Aproape fiecare zi trec pe lângă o asemenea centrală și nu se simte aproape nimic. În lumea civilizată, dar la noi cu corupție și fără controle și cu inspecție ecologică coruptă, vedem că se poate polua la greu cu astfel de incineratoare. Deci părerea ecologiștilor e împărțită. Este caz concret în România, sunt fabricile de ciment, le-au dat dreptul să ardă deșeuri și se arde la greu. Chiar s-au depistat și se vapoare în portul Constanța, care a fost identificate ca transportând deșeuri din Anglia, din Italia. Deci noi am devenit chiar un cazan de gunoi al Europei. Aici se trimit gunoaie pentru ardere în România. Se arde în aceste centrale și ne mirăm că poluarea în București câteodată depășește de 10-20 de ori, mai ales pe particule de PM2,5. Mare parte vinște de la aceste generatoare, că avem și noi, în special fabrici de ciment, și emit foarte mult în aer și cum circulația vântului e destulă și când bate vântul, se aduce peste București așa un val de PM2,5 și lumea se întreabă de unde este, că plus că mai sunt și cei care ard cauciucuri, cei populația mai săracă, romii, ca să spunem, că s-au dat și imagini, arată pe la marginea Bucureștiului cum ard cauciucuri. Să nu vorbim așa, pentru că sunt care ard cauciucuri și neromi și din contră sunt romi foarte responsabili. Sunt oamenii responsabili. Cei care au incineratoare, credeți-mă că nu sunt dintre cei măstăriți. Adevărat, mai mult. Și un alt aspect pe care cred eu că ar trebui să-l avem în vedere, să nu ne fie frică, este ca să educăm populația să colecteze selectiv. Cum se poate face această educație? Impunându-se niște taxe. Deci tu, la familia respectivă, la bloc, la casă, unde stai, eu, firma de salubritate, îți iau gunoiul, îți ridic gunoiul de acasă, fără taxă, dacă mi-l dai selectiv. Hârtie, metal, plastic, mi-l dai în recipiente pe care firma de salubritate trebuie să le asigure gratuit, pentru că au de unde și există și bugetare în acest sens. Și în momentul când tu mi-ai dat gunoiul și văd că ai amestecat, nu ți l-a ridicat, sau ți-l ridic cu taxe și trimit, nu, ți-l ridic și trimit automat, impun pe impozit și se adună acolo de fiecare dată. Și atunci omul va înțelege că și educația asta s-a făcut la fel, civilizarea s-a făcut la fel și în Suedia și în Germania, oamenii au fost învățați să coleteze selectiv pentru că au fost aplicate taxe și amenzi, cum s-ar spune, amendă pentru că n-ai lăsat gunoi selectiv în fața
în fața curții, la bloc. Și atunci lumea, când va vede la buzunar că va trebui să plătească pentru lucrul ăsta, va pune fiecare lucru unde trebuie să-l pună. Hârtia la hârtie și va da, așa trebuie făcut. Pentru că nu poți să faci educație spunându-le doar pune. Și lui aș merge și mai departe. Mai la Codlea se implementează un tarif diferențiat, funcție de modul în care se colectează resturile menajere și gunoiul, mă rog, resturile reciclabile selectiv. Și la noi în drumul taberei. La Codlea este un caz special, acolo este fostul civic Ervin Albu, pe care îl cunosc de pe vremea protestelor cu Roșia Montană și gazelor de siști, și acolo Codlea este pe mâini bune, păcat că nu este de la Verzi. Da, el acum se lipește încet, încet la PNL. Din păcate. Asta este. Bun. A vrut și Alex să zică ceva, după care o să vă propun poate să închidem, pentru că vorbim de mai mult de o oră. Da. Dragilor, îmi pare rău că nu a venit domnul Matei, dar cu siguranță se va discuta în altă parte. Eu m-aș dori să vorbim... Eu asta vreau să-l completez un pic. Extraordinar ce a spus Silviu, într-adevăr trebuie să... Da. Te auzim? Alo? Alo? Ajunge cu întârziere la el. Da. Nu știu, e un breș așa de comunicare. Nu, un lucru asta vreau să spun. Poate este de discutat și cu cetățenii și noi în interiorul partidului. Mă auziți acum? Acum se aude? Acum, asta doar o scurtă completare. Poate ar fi bine să luăm în calcul, poate voi deja ați luat, eu sunt recent, m-am alăturat, inclusiv o strategie de impozitare mai mare a tuturor producătorilor din toate domeniile, fie că sunt produse alimentare cu ambalaj pompos, dar din plastic, astfel încât prețurile care apar părea să fie mult mai mari, astfel încât să-i descurajeze pe oameni și în felul ăsta să-i și educe să nu mai cumpere... Nu se aude nimic, îmi cer scuze, atunci mă opresc, dar uite, Gabi mi-a făcut semnul ăsta, semn că a înțeles ideea, poate o retransmite mai bine, mă. Eu am probleme cu netul, pică netul. Da? Deci, trebuie și acolo să avem o discuție, poate voi ați avut-o, da? Odată e reciclarea, dar în același timp și cei care produc acele materiale trebuie descurajați să-și facă și ei o retehnologizare, în loc să scoată suc la plastic, să-l scoată la sticlă. În loc să scoată, nu știu ce, la un borcan de plastic, să-l facă la borcan de sticlă sau fel de fel de alte lucruri. Sunt convins că avem o echipă destul de mare și soluția apar. Dar asta am vrut să semnalez. Concret, că aproape pe tavă, soluțiile din Suedia, numai să mă trageți de mânică de ce aveți nevoie și eu pot să fac o listă. Și mai mult ca sigur că și colegii care sunt în Anglia, Italia, Spania sau în alte țări din lume, pot face acest lucru ca să vedem o comparație, îl putem adapta în România, fără doar și poate. Eu cred că într-o soluție mixtă, gen amenzi mai mari, taxe un pic